Au arestat-o pe Alice? Da. Și tata merită la fel. El i-a dat pastilele. Momentan trebuia rezolvat cu Alice. I-a făcut rolul lui Robby și a dat vina pe mine. Păi și tata n-a făcut același lucru? Te-a luat cu forța să fii lângă el și m-a făcut și complicele lui. Nu știu cum a fost atât de oarbă. E tatăl tău, ai vrut să ai încredere. Nu mai suport, nu pot să-l mai văd, nu pot să-l mai aud. M-am săturat. Trebuie să te muți. Da, asta e cea mai bună soluție, dar cum? Unde? Că el controlează tot, nu am niciun ban. Poate întâi să-mi găsesc ceva de lucru și după să reușesc. Și crezi că o să te lase să muncești? Te muți și gata. Cu ce, Elia? Că nu am niciun ban, n-am nimic. Cred că am eu o idee. Alo, Petru? Poți să mă ajuți cu ceva? Hei, haideți! Intrați! Mulțumim! De fapt, știți locul. Vreți ceva de băut? Nu, mulțumim. Nu. Mai bine, că când a plecat el capitan, am ras tot. Nu te-ai gândit să te duci cu ea? Nu. Nu, la mine e complicat. Lăsați-mă pe mine. Ce faceți voi? Păi, uite, l-am rugat pe Petru să vorbească cu el capitan. A vorbit? Că mie el capitan nu mi-a răspuns la telefon. Da. Da, a vorbit. Și Carla ar avea nevoie să stea undeva. Și a rugat-o pe el capitan să o lase pe Carla să stea aici, până se pune pe picioare. Nu e casa mea, e casa ei. Și dacă ea a fost de acord... Da, a zis că e ok. Serios? Oh. I-ai spus că e vorba de mine, nu? Carla, Roca... Da, da, și a fost fericită că pleci de lângă Gianni și a zis că poți să rămâi oricât vrei tu. Păi, dacă a spus asta, atunci... Să nu dați florile, că-s de plastic. Da, tică. Nu, e ok, e ok. Un singur lucru de făcut. Să-i spun lui Gianni. Vrei să vin cu tine? Nu. Nu, mai bine nu. Să-mi te vadă. Dacă e ceva, mă suni, da? Da, mulți. Ai mai trecut pe el după ce ați venit din Italia? De altfel, eu nici n-am știut măcar că vreți să plecați. Îmi pare rău, unchiule. Vreau să te rog ceva. Și doar tu poți să mă ajuți. Știi că pentru tine fac orice. Vreau să plec de aici. Nu poți. Nu o să te lase. Păi tocmai de-aia vreau să fii aici când îi spun. Ca să se enerveze și să mă împuște pe mine. În... Bun plan. Nu merge de glumă. Păi ce, tu crezi că eu glumesc? Dacă a fost în stare să o răpească pe Elia ca să o țină lângă el, imaginează-ți ce o să-ți facă ție. Davi! Mie ca o voce de sub pălărie. Da, întotdeauna o plăcere să te revăd. La ce-i liniște asta? Ai curaj? Ce s-a întâmplat? Vreau să plec de aici. Nu. Încă ceva? Ce faci? Plec. Mă mut.
Am zis nu. Am auzit. Și atunci de ce? De ce pleci? Pentru că nu mai pot să stau aici, da? Vreau să mă rup de tot ce înseamnă... Să te rupi? Ce prostiile astea? Ești fica mea, locul tău e în familia ta, lângă mine. Asta e decizia mea, da? Sau ce vrei, să mă ții și pe mine închisă ca pe Lia, nu? Lia, ea ți-a băgat ideile astea de independență în cap? Nu, am spus că e decizia mea. Nu înseamnă că nu ne mai vedem. Cred pur și simplu că trebuie să stăm separați. Ce? Carla, dacă ești pe ușa aia, pe cuvântul meu că îți rup eu picioarele. Termină cu amenințările, că știu că n-o să faci nimic. Dresură de pisici. David, tu i-ai spus Carlii să plece de acasă? Nu e vina mea. Atunci vorbește cu ea. Dă-i un telefon acum. Bagă-i mințile în cap, zici să vină... E bine că nu o mai ascultă. Ascultă doar de Lia. Da. Da. Nu trebuia să o aduci în casă. Ai stricat tot ce aveai cu Carla. Lia e și ea fiica mea. Dar nu e crescută de tine. De noi. Și asta contează mai mult decât sângele pe care îl împărțim. Obsesia asta a ta a făcut să le pierdem pe amândouă. Nu. Carla o să vină, o să se întoarcă. O să se întoarcă dacă renunți la prostia asta cu Lia. Înțelegi odată că Lia nu e fata ta, e doar soția lui Petru Vornicu. Și tu trebuie să alegi! Ori Lia, ori Carla! Nu pot. Gianni. Ascultă bine ce-ți spun. Dacă vrei pe Carla înapoi, trebuie să scapi de Lia.